a fost dat start maratonului jurnaliștilor și PR-iștilor la Universitatea de Stat din Moldova. Evenimentul a debutat cu istorii și experiențe din lumea televiziunii și presiei online. Evenimentul a fost organizat pentru studenții anului 3 de la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării. Primii invitații ai evenimentului au fost jurnaliștii de televiziune George Iosip și Cristina Stamatin, fiind de altfel și soți. Aceștia și-au împărțit experiența profesională cu studenții. George a făcut strict... Da, eu am început în 2007 să cochetez cu presa scrisă. Încă în facultate, în anul 2 eram. Da, în 2007 erau... Și dacă... Eu aș începe mai întâi cu faza unde am învățat, unde am prins gustul jurnalismului. Ok. Mie maică mi-a mai zis foarte clar, nu pot să nu lucrez până termin facultatea. Eu n-am nicio problemă, stai liniștită și fac facultatea. Acțiunea a continuat cu o rundă de întrebări-răspunsuri alături de Victoria Dumbravă, editor șef la Agora, și Victoria Ocară, jurnalistă cu o carieră în spate la Jurnal TV și TVR Moldova. Profesia de jurnalist. De ce? Pentru că când ajungi deja să te angajezi oficial, este bine să fii la curent cu toate secretele sau inițiat cât de cât. Și fac de lucrări de potrivit. Oricum, nu există o specializare în care să spunem că un om este responsabil de domeniul sport, spre exemplu, sau altul de domeniul economic. Pentru că pe online nu avem un program în care, indicând informațiile sau știrile, încep să... Potrivit organizatorilor, maratonul jurnaliștilor și PR-iștilor se înscrie în șirul acțiunilor dedicate celor 75 de ani de la fondarea USM. Și își dorește să creeze punți de legătură între profesioniști de pe piața media și viitorii jurnaliști de la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării. Cu această ocazie invităm jurnaliști de calibru, dar și PR-iști de pe piață din Republica Moldova, în așa fel încât studenții noștri să se familiarizeze, să intre într-un fel încă de pe băncile universității, în bucătăria tot ceea ce înseamnă sistemul mass media, dar și cel comunicațional, și astfel, de ce nu, să se ivească anumite oportunități pentru studenții noștri de a se angaja în câmpul muncii, pentru că asta este viitorul. Studenții manifestă interes în funcție de, bineînțeles, de interesele lor, alții mai puțin, unii mai mult, sunt mai activi. Întrebările au fost dintre cele mai diverse, s-au prezentat bine cei care sunt interesați de cum vor combina viața personală cu profesională, respectiv au adresat întrebări de acest gen, cei care se axează pe profesie au vrut să afle cât mai multe secrete împărtășite de reprezentanții acestui domeniu, jurnalism. Prima zi a maratonului jurnaliștilor și PR-iștilor a culminat cu o poză de grup în fața Universității de Stat din Moldova.